Oameni buni, ne-am reîntors la Secretele Brașovului și așa cum vă spuneam, avem de data aceasta două invitați, de fapt sunt două invitate în această parte a emisiunii și vom discuta despre niște lucruri destul de complicate și puțin mai delicate, pentru că o să vedeți că în această pandemie, poate mulți dintre noi ne-am confruntat cu tot felul de probleme majore, în ghilimele, ca de pildă că nu puteam să ieșim afară, că, ce știu eu, într-adevăr, jobul a fost afectat, locul de muncă, însă sunt și alte persoane pe lumea aceasta care au fost poate mult mai afectate decât noi și asta o să vedem în cele ce urmează sau care sunt afectate, indiferent că a fost pandemie sau nu. Bun, le salut pe această cale pe invitatele de astăzi și anume Mădălina Tigbă, președinte ADIP. Bine ai venit, Mădălina! Bine v-am găsit! Bună seara tuturor! Și în celălalt ecran o salut pe Ester Cioacă, manager de proiect în cadrul Asociației ADIP. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună ziua tuturor! Bun, o să încercăm așa, că nu suntem în studio de la distanță, dar sunt convins că o să iasă o discuție interesantă. În primul și în primul rând, o să vă rog să spuneți ce este ADIP-ul, pentru că eu am informațiile, dar cred că cei care se uită și care ne vor privi chiar în emisiunea înregistrată, este foarte important să înțeleagă de la început cu ce se ocupă ADIP-ul și ce este. Da, vă povestesc cu plăcere despre organizația noastră, care se numește ADIP, sau lung spus Asociația pentru Dezvoltare Durabilă și Integrare Profesională. Avem 13 ani de când suntem pe piață, 13 ani de când suntem în Brașov și 13 ani de când suntem implicați activ în viața copiilor și tinerilor prin centre de plasament. Domeniul nostru de activitate este în munca cu copiii și cu tinerii proveniți din centre de plasament, scopul fiind acela de a echipa cu abilități care să-i ajute să facă față perioadei în care ei vor pleca din centru. Promovăm educația, asta înseamnă că majoritatea proiectelor noastre sunt și pe partea de educație, pe partea de integrare socială, pe partea de dezvoltare abilități de viață. Avem tabere, două tabere anual pe care le desfășurăm. Avem deja 6 ani de când facem aceste tabere, tabăra de vară și tabăra de iarnă, înainte de Crăciun. Acestea sunt niște proiecte foarte speciale pe care le purtăm cu drag în suflet și care aduc multă bucurie copiilor. De asemenea, sărbătorim zilele de naștere ale copiilor cu care lucrăm. Fiecare copil cu care noi lucrăm este important pentru noi și este important totodată să îi marcăm ziua în care el a venit pe lume. Trebuie să sărbătorim zilele de naștere, avem un proiect care se numește o zi de naștere specială. Totodată avem proiecte care merg pe prevenție. Ce să vă spun mai mult? Iubim ceea ce facem și pe parcursul discuției noastre veți afla din ce în ce mai multe despre noi și despre activitatea noastră. Bun, haideți să venim puțin și în partea de programe și proiecte, pentru că deja le-ai prezentat pe câteva dintre ele și aș vrea să ne referim la acesta ultimul, pe care Ester o să ne-l prezinte și al cărui manager de proiect. Da, cred că te refer la campania pe care o desfășurăm acum, da? Donează un joc, se numește. Datorită, de fapt, din cauza pandemiei, nu datorită, că nu e nimic pozitiv în pandemia aceasta, a apărut nevoia de a-și petrece timpul liber într-un mod foarte activ și educativ. Cu toții ne-am dorit asta, să ne petrecem într-un mod activ timpul nostru liber și cu atât mai mult copiii și tinerii din centrele de plasament. Dacă, nu știu, copiii, ai noștri copii au de toate și cumva poate au mai mult decât își doresc, copiii din centre nu au tot timpul ce își doresc, cel puțin în materie de jocuri și în ceea ce privește petrecerea timpului liber. Și vorbind cu copiii online, pentru că noi am ținut legătura și ținem legătura săptămânal cu ei, au venit către noi cereri. Eu nu știu, ne plictisim, nu avem ce face, ne jucăm cu ce avem, mai aveau niște minci sau alte lucruri, dar doreau cumva mai mult, pentru că
stăteau cumva 24 din 24 de ore închiși. Nu făceau nimic altceva decât stăteau închiși. Cel puțin la început, când nu se făcea nici școală online, nici nimic. Și atunci, văzând această nevoie și dorind să-i ajutăm, am pornit această campanie care se numește Donează un joc, prin care am îndemnat oamenii să ne doneze bani prin care să cu care să cumpărăm jocuri sau să ne cumpere jocuri ei direct, dar să fie jocuri noi, pentru că nu vrem, n-am vrut și nu vrem să fim cumva parte cu, adică să nu nu mai îmi găsesc cuvintele, mă scuzați. Să nu vină lumea cu jocuri mai, mă rog, pe fie vechi sau perimate, ca să nu aibă senzația copiii că le-ai dus ceva ce nu mai e nevoie, practic. Da, și asta, și în contextul pandemiei ne-am dorit foarte mult să nu fim părtași în răspândirea virusului, pentru că nu știam de la cine, cum, de unde vin jocurile și atunci cumva am zis să ne doneze doar jocuri noi. Și ne-am gândit la tot felul de jocuri, de jocuri de societate, jocuri de exterior, nu știu, palete de badminton, mingi, ne-am gândit la puzzle-uri, cel puțin avem un centru unde copiii sunt fan puzzle-uri și le fac foarte repede, se adună toți, fac puzzle-urile. Le-am mai dus, ne-am mai gândit la cretă, la coardă, cărți de colorat. Deci tot felul de jocuri cu care ei să își poată ocupa acest timp și să fie un timp fructificat, nu un timp în care doar stau și pierd vremea. Bun, ca să nu ne îndepărtăm de acest proiect și de subiect, cum pot în mod concret ei să cumpere jocuri sau dacă cineva cumpără jocuri sau cumpără anumite lucruri, unde pot să vină să le doneze? Asta este o întrebare. Și a doua legată, dacă vă găsesc undeva în online sau un număr de telefon sau adresă de e-mail sau o pagină de Facebook, dacă vreți să ne-o spuneți, tocmai pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să pună umărul să ajute. Da, chiar invităm oamenii de această cale să fie alături de noi. Vine și 1 iunie, iată că suntem aproape, ziua copilului, așa că e foarte frumos să marcăm această zi într-un mod care să le aducă o bucurie în această perioadă care știm că toți nu a fost o mai plăcută. Ei ne găsesc pe pagina noastră de Facebook, suntem Adip. Oamenii acolo vor găsi toate detaliile legate cum pot dona, avem contul nostru bancar. Totodată acolo este o poză unde sunt rezultatele campaniei noastre până în momentul de față. Ce a uitat colega mea să spună și voi spune eu este că acest... propunerea a venit într-un fel și din partea DGSPC către noi, la o nevoie reală. Ei au conștientizat asta și ne-au întrebat dacă putem să ajutăm într-un fel. Și noi am răspuns cu drag, totodată constatând nevoia și din partea copiilor. Sunt 10 centre de plasament din județul Brașov. În momentul de față, noi am ajuns la 5 centre de plasament, mulțumind de această cale oamenilor care au donat, vă mulțumim din suflet. Și mai avem pe lista noastră încă 5 centre de plasament, unde sunt alți copilași care așteaptă să ajungem și la ei. Deci ne găsesc pe pagina noastră de Facebook, Adip, acolo sunt toate detaliile legate de cum pot dona, numerele de telefon la care ei pot suna. Și această campanie pe care noi o derulăm în momentul de față este în parteneriat cu o altă asociație care se numește Love in Action. Și împreună încercăm să facem lumea acestor copii mai frumoasă. Ce aș mai vrea să adaug este că ne-ai întrebat la început cum pot oamenii să aducă sau unde pot aduce jocurile dacă le cumpără. Oamenii au numerele de telefon ale noastre, numărul meu și numărul Mirabelei Vasile, care este, face parte din cealaltă asociație Love in Action. Ne pot suna pe noi direct și noi ne întâlnim cu oamenii sau le pot aduce la sediul nostru de pe Bulevardul Griviței. La fel, găsiți toate informațiile pe pagina noastră de Facebook. Deci noi le putem lua sau chiar să mergem noi să ridicăm jocurile de la persoanele care le cumpără. Bun, mulțumesc. Importante informațiile astea și o să vă rog să le mai repetați și la final, pagina de Facebook și aceste date, tocmai pentru ca cei care eventual au scăpat acum și pot să privească și să știe unde să vină. Bun, v-aș întreba, pentru că e clar că activitatea în care vă implicați este una
deosebită și destul de emoțională și sunt convins că aveți multe de-a lungul anilor sau a ceea ce ați lucrat, aveți multe amintiri și sunt multe lucruri prin care ați trecut. Așa cum spuneați și voi, pe pagina de Facebook se pot vedea rezultatele, unde s-au dus eforturile și sumele de bani donate sau cele care au intrat în cadrul asociației. Ar fi interesant și cred că cei care ne privesc ar putea să intre mai ușor în atmosferă dacă ne-ați relata, evident fără a da nume de copii sau nume de cei implicați, pentru că nu e normal și nu e bine, dar dacă vă aduceți aminte de o întâmplare sau o activitate pe care ați avut-o și care v-a marcat cumva pe voi de-a lungul timpului. Sunt convins că au fost multe, dar poate alegeți una din ele și ne-o povestiți așa foarte pe scurt. Desigur, cu mare drag. Chiar îmi vine acum în minte una, o amintire destul de recentă. Eu m-am întors la muncă anul trecut, chiar în iunie, și noi eram în plin... sărbătoream, aveam proiectul cu zilele de naștere ale copiilor și am avut două surori gemene. Și am ieșit cu ele la restaurant. Și le-am cumpărat cadou, le-am cumpărat tortul și am zis, ok, hai să ieșim la restaurant, să mâncăm împreună și să avem un timp împreună. Și la un moment dat le văd pe ele că șușotesc și zic, măi, fetelor, dar ce se întâmplă aici? Ia spuneți-mi și mie, că sunt tare curioasă. Și nu știu, dădeau poate una celelalte și nu știa care să spună. Hai, spune tu, spune tu. Până la urmă zice, bine, hai că-ți spun. Uite, ea mi-a spus mie să o ciupesc. Și zic, să o ciupești ca să ce? Să o ciupesc ca să vadă că ceea ce trăim noi acum este real. Da. Deci, pentru mine a fost ceva piele de găină. M-am abținut să nu plâng și acum m-am abținut să nu plâng. E interesant. A fost prima lor zi de naștere sărbătorită. A fost prima dată când au primit cadou ce și-au dorit. Și a fost prima dată când au simțit că ziua lor de naștere contează și ziua lor de naștere a fost asociată cu un sentiment pozitiv. Da, probabil că nici nu e prea mult de zis în urma unei astfel de experiențe. Mă gândesc numai la probabil miile de copii care nu se ciupesc zilnic pentru că trăiesc zi de zi așa ceva. Uite că sunt și alții care poate trăiesc prima oară în viața lor la nu știu ce vârstă sau poate că nu trăiesc deloc. Se poate întâmpla inclusiv așa. Mulțumesc! Da. Esther, tu ai ceva? Da, eu m-am tot gândit și într-adevăr, cum spunea și Madalina, proiectul acesta, o zi de naștere specială, o zi specială, de fapt, așa se numește, este un proiect care a stârnit foarte multe emoții. Nu știu dacă aș putea să aleg un moment care mi-a rămas în minte. La mine, amintirea pe care eu o am este de anul trecut, de ziua mea, în care singura mea dorință a fost să-mi petrec ziua de naștere cu toți copiii cu care noi lucrăm. Și, no, neavând bugetul atât de mare, cât să pot să aduc copiii, să-i scot la masă, să mergem, mi-am donat ziua de naștere pe Galantom și am strâns fonduri pentru această cauză. Și a fost foarte emoționant pentru mine, în afară de faptul că au venit copiii cu care noi lucrăm, și de la Făgăra, și de la Rupea, și de la Ghimba. Ce mi-a plăcut cel mai mult, sau ce m-a impresionat foarte mult, a fost faptul că ei mi-au adus cadouri. Cadouri cumpărați sau făcut din bănuților. Pur și simplu, ei și-au strâns bănuți și mi-au făcut cadouri. Am primit foarte multe cadouri de la ei, multe lucruri făcute de mână și ce mi-a plăcut și mi-a rămas și încă mai am, eu păstrez oricum toate cadourile, dar ce mi-a plăcut foarte mult a fost mi-au făcut un colaj cu poze pe care le-au luat din activitățile noastre sau de pe Facebook-ul meu, cu oamenii dragi din viața mea. Și a fost un moment extraordinar, am urcat pe tâmpa cu toții și acolo mi-au cântat toți la mulți ani. Deci a fost, nu știu dacă o să uit vreodată această zi de naștere pe care am trăit-o alături de ei. A fost un moment foarte, foarte emoționant.
Da, astea sunt momentele frumoase, dar acum aș vrea să ne mai povestiți puțin sau să ne spuneți care sunt greutățile, de ce vă loviți. E clar, așa cum ați și spus, colaborați cu Direcția Generală de Protecția Copilului, că ați spus la început. Care sunt, nu știu, impedimentele? De ce vă loviți în activitatea voastră de zi cu zi? Unde credeți că societatea ar trebui să contribuie mai mult, poate? Fie financiar, fie prin implicare, nu știu, personală, socială, în timp și așa mai departe. Până la urmă, nu e un lucru pe care să vii să-l faci, cum să zic, decât cu răsplata aceasta, probabil. Că, uite, ți se întâmplă anumite lucruri pe care le ții minte și cu siguranță nu le vei uita toată viața. Eu aș vrea să vorbesc aici legat de societate, atât din perspectiva specialistului care lucrează acum cu copiii din centre, cât și din perspectiva adolescentului care a fost într-un centru de plasament. Am trăit 6 ani din viața mea într-un centru de plasament și atunci pot să spun că am avut parte de destul de multe lucruri nu tocmai plăcute și ce aș încuraja oamenii ar fi să înceteze să mai pună etichete. Exact. Și să înceteze să îi vadă pe acești copii ca fiind paria societății. Da, este drept. Nu au avut același start în viață, nu au aceleași șanse ca și copiii care sunt în familie, dar asta nu înseamnă că ei nu pot reuși. Noi, cei care suntem implicați și multe alte ONG-uri sau oameni care înțeleg că, ok, pot să plantez o sămânță și să iasă ceva diferit, putem să facem o diferență. Atunci aș încuraja oamenii să încerce să descopere mai mult legat de domeniul acesta, legat de cum se pot implica în acțiuni de voluntariat, legat de cazurile de succes, să se gândească că există și cazuri de succes și atunci să renunță puțin la partea asta de etichetare. Înainte să trecem mai departe și să ne răspundă și Esther, aș mai pune o întrebare în continuare. De ce credeți voi că lumea etichetează în acest fel? Adică, care sunt, nu știu, rațiunea după care cineva ar eticheta? Pentru că, până la urmă, copilul ăla a ajuns acolo nu pentru că a vrut el, să ne înțelegem, asta e clar, ci pentru că situația, la un moment dat în viață, a fost de-așa natură, în familie. Nu insistăm. Dar de ce? Care sunt cauzele? Pentru că e foarte important să vedem cam care ar fi cauzele pentru care lumea etichetează și privește într-un anume fel. Acum îmi vine în minte un singur lucru și anume faptul că ne este mai ușor să ne aducem aminte de lucrurile negative pe care le face cineva decât de lucrurile pozitive și în mod normal accentul sau atenția se îndreaptă mai mult către ceva ce pare problematic decât către ceva ce e de succes. Asta mi-a venit acum în minte. Totodată știm că sunt cazuri și că există tineri care, din păcate, nu reușesc să se integreze cu succes. Poate ajung dependenți de alte servicii sociale, poate ajung în starea în care le este greu să mențină un loc de muncă și atunci poate nu sunt serioși în privința asta. Se întâmplă anumite lucruri și atunci cred că e foarte simplu ca și om când întâlnești o astfel de situație să etichetezi și să te gândești că ok, da, e de la casa de copii, toți sunt la fel. Cred că e simplu să ai asta în minte pentru că noi ca și popor, într-un fel sau altul, suntem înclinați spre partea asta de negativ și tot ce pare problematic. Dar totodată, da, cred că ține și de fiecare. Însă eu, din experiența mea personală și din ceea ce am trăit, pot spune că da, au existat multe etichete și sunt și foarte mulți tineri care reușesc. Nu trebuie să scoatem tot timpul în față răul. Da. Răul vinde, știm. Da, ăla îl promovăm mult mai repede, din păcate. Sau nu cu toții, dar unii dintre noi. Bun, Esther, cum vezi tu din acest punct de vedere situația? Păi același lucru aveam și eu în minte. Ideea că oamenii care interacționează cu acești copii de cele mai multe ori îi etichetează cu tot felul de nume și apelative. Și ca să-ți răspund la întrebare, eu cred și
din ce am văzut, este că oamenii etichetează pentru că nu sunt fericiți. În momentul în care ești fericit, poți să-l vezi pe omul din fața ta, dincolo de înfățișarea lui. Poți să-i oferi șansa să se arate așa cum este persoana respectivă. În momentul în care ești nefericit, cumva proiectezi asupra omului respectiv toate frustrările tale și este normal să vezi doar tot ce este rău în omul respectiv. Și, din păcate, trăim într-o societate unde prima impresie este cea mai importantă. Cumva greu mai primești o a doua șansă în momentul în care ai greșit din prima. Și atunci, cred că de asta etichetează oamenii. Pur și simplu, pentru că nu sunt fericiți. Dar așa cum a punctat și Mădălina, cred că este foarte important ca oamenii care interacționează cu acești copii să înțeleagă faptul că ei au poveste în spatele a ceea ce fac, a ceea ce zic, a cum se comportă. Pentru că toate acțiunile lor vorbesc despre sentimentele lor. Pentru că ei nu sunt învățați să vorbească despre ce simt într-un mod autentic și real și foarte deschis. Și atunci, în momentul în care au anumite sentimente negative sau lucruri, cum să zic, emoțional, din punct de vedere emoțional, nu sunt bine, ei nu știu să transmită asta. Și atunci fac tot felul de lucruri care nu sunt acceptate sau spun anumite lucruri care la fel nu sunt acceptate. Dar cred că de fiecare dată oamenii asta ar trebui să-și aducă aminte. Un copil care face sau spune un lucru care nu este la locul lui, în spate are o povară mai mare. Da, mulțumesc. Interesantă abordare și totodată prinsă și în numeroase culturi, de altfel. Și dacă ne uităm în special în zona Asiei, cel puțin din câte cunosc eu, este foarte des întâlnită opțiunea aceasta pe care ai enunțat-o și tu, și anume faptul că de multe ori îți proiectezi, de-aia oamenii acolo sunt mult mai calmi și deschiși și așa, pentru că ei încearcă să fie fericiți și la rândul lor să nu-i facă pe ceilalți nefericiți. Acolo e un punct foarte important lucrul acesta. În Europa, în curent, mai ales în cea de est, mai greu cu asta deocamdată și istoric și cultural, dar bun, ar fi multe de discutat. Mai avem numai câteva minute și aș vrea să încercați să ne dați o dimensiune și a ceea ce urmează să faceți. Pentru că sunt convins că probabil aveți și ceva proiecte și dacă nu vreți să le continuați pe astea care sunt și oarecum și cât de mult v-a afectat această perioadă. Sunt două întrebări combinate. Păi... Hai zi tu, mătă, e ok, zi tu și continui eu după aceea, spune. Noi așteptăm cu nerăbdare să primim acceptul să intrăm din nou în centrele de plasament, să ne susținem activitatea cum o facem și o făceam în mod normal săptămânal. Așteptăm să ne continuăm proiectele care deocamdată sunt puse în stand-by, deși noi avem întâlnirile online și ne întâlnim cu copiii și continuăm să facem activități. Mai degrabă, perioada aceasta a fost o perioadă în care ne-am jucat, în care am pus tot felul de întrebări. Am avut un timp distractiv, încercând într-un fel să-i scoatem din starea lor și să le oferim ceva care să fie funny, fără să facem activitățile pe care noi le facem în mod normal și uneori sunt gândește mult, gândește profund, scrie, sunt destul de solicitante. Și atunci așteptăm să reluăm proiectele, așteptăm să mergem în centre, avem o tabără care va fi în iarnă, sperăm să putem să facem această tabără, altă tabără pe care o avem planificată la sfârșitul lui august. N-am anulat nimic, noi sperăm că se va putea, pentru că nu vrem să renunțăm, noi vrem să fim cu copiii ăștia și vrem să petrecem un timp fain împreună și să... continuăm ceea ce am făcut și până. Rămâne de văzut, da. Mă scuz că îi mai dăm și câteva secunde și lui Esther că trebuie să închidem emisiunea. Da, deci continuăm cu proiectul nostru pe care l-avem acum pe educație sexuală și sănătate și continuăm, adică nu vrem să anulăm nimic din ceea ce noi ne-am propus. Într-adevăr, urmează în toamnă să începem să programăm tabăra de iarnă, să vedem ce va fi.
Acum, în contextul acesta al pandemiei, este ușor dificil să ne facem planuri pe, pe o perioadă mai lungă, dar încercăm. În perioada asta este o perioadă bună în care ne putem gândi la următorul nostru proiect, pentru că noi așa funcționăm. Undeva de la sfârșitul anului scriem un nou proiect pe anul viitor, bazându-se pe nevoile copiilor, așa cum a fost și este în continuare proiectul acesta pe care îl avem pe educație sexuală. Și în funcție de ce aduce nou pandemia, pentru că vrem, nu vrem, cumva totul se învârte acum în jurul acestui lucru, o să vedem ce nevoi mai au copiii. Probabil vor avea nevoie de suport emoțional și cumva pe partea asta de redescoperirea lor, pentru că a fost foarte dificil pentru ei să stea închiși și încă mai stau închiși și este foarte dificil, este foarte frustrant pentru ei și încercăm cumva să fim alături de ei și să le ridicăm moralul. Bun. Uite, vă promit că încerc de pe cât posibil fac ca să îi chemați să facem o degustare de ciocolată împreună cu ei, o intermediez eu, în momentul în care revine și ne revenim la normal, ca să fie și ei veseli, poate să înceapă cu ceva dulce, o degustare profesionistă. Așa. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secretele Brașovului. Nu uitați, cei care ne priviți sau o să ne priviți, ADIP, pe ADDIP, pe Facebook, acolo puteți găsi toate detaliile și puteți să donați jocuri și să faceți un bine celor mici care poate nu o duc atât de bine, cu siguranță nu o duc atât de bine ca și copiii pe care îi aveți dumneavoastră sau pe care îi aveți în jur. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la Secrete. Și noi mulțumim tare mult și mult succes cu emisiunea. Și vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook. Mulțumim! Toate cele bune! Oameni buni, atâta pentru astăzi la Secrete. Să aveți o săptămână minunată și să ne revedem cât mai curând și din studio. Numai de bine!